Dum bum, pirat. Cei care mă urmăriți de mult, știți, eu am colecții nu doar pentru bubuit, ci colecția înseamnă colecție, da? Vedeți? Am setul pentru colecție care rămâne frumos sigilat, am una pentru test. Da? Dum bum, pirat. Versiune pirat, am văzut. Deci cei de la Classic au văzut că merge vrăjalasă cu Doom Boom, da? Și tot ce se poate deja se fabrică în varianta asta de Doom Boom. Cu toate că sunt niște petarde clasice, dar sunt Doom Boom, da? K0203, da? Vă dați seama după cod. K0203. Atât. Da? După care KB codul de secundar. F2 este, nu este emițător de sunet, 10 grame per cutie și sunt 50 de bucăți, parcă în cutie. Vedeți, e nu specifică treaba asta. Deci cei de la Classic sunt mai șmecheri, așa să zic. La unele chestii, ei spun că este producător, Classic și așa mai departe, Cehia și cam atât. Nu ne spun unde sunt fabricate, da? Cu toate că ele sunt fabricate în China, vedeți aici, Virobeno, cine? Adică fabricate în China, dar nu ne zic și fabrica unde este. Nu le obligă legea. Știu ei mai bine. Așa. Poloneză, cehă, slovacă. Poloneză și aici. Ia să vedem. Ba-bam. Nimic interesant. Doar că sunt niște piraturi negre pe care le-au denumit ei Doom Boom, da? Doom Boom Pirat version. Era mișto dacă pe ele avea totuși ceva scris. Doom Boom sau ceva de genul, da? Erau mișto. Așa nu mi se mai apară așa de mișto. Dar asta e marketing. Asta se numește marketing. Cere piața, Doom Boom-uri, facem tot. Absolut toate produsele le facem sub forma de Doom Boom. Dar haide să mergem să le și testăm. O să aprindem câteva, după care, nu știu, facem o floare din ele. N-am la ce să păstrez, dacă tot am desfăcut cutia. O să cred că o să facem o floare, sau nu. Vedem la fața locului. Haide să mergem. Ia să vedem. Doom Boom Pirat, dacă la Doom Boom Black am avut, cât am avut, 116 de decibel la 8 metri, aici avem 119 decibel la 8 metri, nu o să arunc la 8 metri, 8 metri ar fi undeva acolo unde este acel copac dărâmat, deci undeva acolo ar trebui să fie 8 metri, F. Teren cu frunze, cu crengi, n-are rost. O să arunc aici aproape și ia să vedem, o să iau tot așa vreo 3 bucăți. Altceva, 111 decibeli. Dar hai totuși, aruncă una și mai departe, pentru că astea par a fi mai bune.
undeva la 110. Deci, părerea mea e că Dumbo un pirat și deci sunt doar 50 de bucăți parcă în pachet. Sunt mai bune decât Dumbo un Black. Da, deci dacă ar fi să cumpăr aceste produse pentru bubuit, eu aș prefera Dumbo un pirat. Se iau de clar că bubuie mai tare. Aici avem 10 grame pe 50 de bucăți. Da? Pe când la Dumbo un Black aveam, unde avem gramajul aici, 85 de grame. Interesant, pe 100 de bucăți. 85 pe 100 de bucăți. 10 grame pe 50 de bucăți. Cam interesantă treabă, nu? Voi ce ziceți? În fine, în orice caz, eu vă recomand Dumbo un Pirat pentru bubuit. Gen K0203, da? Pentru că astea sunt K0203. Arată bine și cutia, bine, și la Dumbo un Black arată bine. Doar că astea sunt slăbuțe, nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Dumbo un Pirat. Bun. Vă mulțumesc pentru vizionare. Ne auzim data viitoare. Pa!